20 de persoane vor primi suport pentru a-și dezvolta ideile în antreprenoriatul social. La Cahul, în incinta Camerei de Comerț și Industrie din municipiu, a fost deschis un hub regional în acest sens. Cei care au o idee de afacere, dar nu știu cum și de unde să pornească la drum, vor primi gratuit consultanță și instruiri. Centrul își propune să dezvolte afaceri sociale din raioanele Cahul, Cantemir și Tăraclia. Potențialii antreprenori vor fi ghidați de 3 experți pe partea de instruire și promovarea business-ului, dar și de către angajații de la Camera de Comerț și Industrie din Cahul. Activități planificate de consolidare a domeniului asociativ, de pregătire a viitorilor antreprenori sociali, pentru că avem un substrat foarte bun, avem asociații obștești care se dezvoltă foarte bine aceste 3 raioane, dar am vrea ca să ei să fie cât mai sustenabile în timp și să dezvolte propriile afaceri care le vor ajuta la rezolvarea problemelor locale. Primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, susține că acest proiect este diferit de afacerile clasice care doar aduc profit. Hub-ul va promova anume afacerile sociale care promovează incluziunea socială a persoanelor defavorizate. Cât de important să promovăm acest concept și să creăm un cadru legal pentru a implementa proiectele cu adevărat importante pentru antreprenoriat social. Și este important de promovat acest concept și de stimulat și motivat asociațiile obștești care cu adevărat sunt esențiale pentru atât dezvoltarea economică cât și de a promova conceptul de responsabilizare socială. Centrul a fost deschis cu suportul Uniunii Europene, iar costul se ridică la 40.000 de euro. Șeful delegației UE, Yanis Majeix, prezent la evenimentul de la Cahul, susține că își dorește cât mai multe inițiative de acest fel în Moldova. The involvement of social enterprises in Moldova provide social services to the local community and it was crucial during the COVID-19 pandemic and during the refugees crisis. Russia's military aggression in Ukraine and the energy crisis both have been affecting very dramatically the Republic of Moldova. The prices, the citizens' welfare, and therefore it is necessary to create additional mechanisms that provide guidance and support for the economic and social growth. Hub-ul de la Cahul este al patrulea deschis în țara noastră cu suportul Uniunii Europene. Până acum, astfel de centre au fost create la Bălți, Sângerei și Căușeni. În total, UE a oferit în acest sens 140.000 de euro.